Oana, îți mulțumim pentru informații. Toți președinții Casei de Sănătate din ultimii 5 ani au știut despre rețeaua mafiotă care acționa chiar sub nasul lor. Asta reiese din documentele oficiale semnate chiar de conducerea CNAS și transmise Aline Ion, directorul unei firme de îngrijiri medicale, care a avut curajul să reclame încă din 2012 abuzurile săvârșite pe spatele unor bolnavi fictivi. Totul în timp ce pacienții grav bolnavi se stingeau pe capete, pentru că dosarele le erau refuzate și nu avea cine să le îngrijească rănile sau să le pună o perfuzie de care depindea viața lor. Ba chiar unii dintre pacienți nici măcar nu erau lăsați să treacă pragul instituției prin ordine date de la cel mai înalt nivel. Acum, familiile bolnavilor trimiși acasă de funcționarii corupți ar putea încerca să ceară despăgubiri în instanță. Însă nimeni nu le va mai putea aduce înapoi părinții sau bunicii care au murit cu zile din cauza unui sistem corupt ascuns ani de zile sub preș. Fraudele care au ajuns acum pe masa DNA, spune Alina Ion, s-au înmulțit după anul 2013, când a fost adoptat un act normativ care prevedea că nu mai era nevoie ca dosarele pentru îngrijiri la domiciliu să fie controlate din punct de vedere medical. Practic, de atunci, nimeni nu a mai fost obligat să verifice dacă pacienții care își depuseseră dosare aveau într-adevăr nevoie de îngrijire la domiciliu. Tot așa s-a ajuns ca bolnavia căror viață depindea de ajutorul unui asistent medical să fie trimiși acasă, iar unii s-au stins câteva zile mai târziu. Pacienții niciodată nu au primit aprobare. Cei care au fost respinși au rămas respinși. Nu s-a revenit asupra dosarului să spună, da, veți beneficia de servicii de îngrijiri. Atât cât am putut, le-am oferit servicii pro bono din partea firmei, neputând lăsând omul fără o perfuzie sau fără a îngriji plaga, atât cât poate avea el de trăit. Alina Ion este directorul unei firme care oferă îngrijiri medicale la domiciliu. Este dintre puținii care au avut curajul să reclame neregulile cu IS penal care se întâmplau chiar sub ochii ei, iar uneori sub protecția președinților Casei Naționale de Sănătate, cum este cazul lui Marian Burcea, așa cum arată procurorii DNA. Cu precădere din anul 2012, aceste memorii ale mele nu mai erau luate în considerare, erau puse deoparte. Nu se făcea absolut nimic, pacienții mureau între timp, mureau în chinuri, mureau cu dureri. Și am sesizat întotdeauna atât Casa București, prin adrese înregistrate, cât și Casa Națională, începând de la președintele Casei Naționale, indiferent care ar fi fost acel președinte al Casei Naționale. Nu există președinte care să nu fi știut de nereguli sau să nu fi avut memorii înregistrate de către societatea pe care o administrez. Drept răsplată pentru că a sesizat ilegalitățile făcute pe spatele pacienților grav bolnavi, firma administrată de Alina Ion a devenit ținta controalelor, atât ale Casei Naționale de Sănătate, cât și ale fostei gărzi financiare. Nu, controalele mă deranjează. Trebuie să ne supunem controalelor, m-am supus controalelor, dar ceea ce mă deranjează este că pacienții mor și că nu găsim o rezolvare pentru ei, nu pentru mine ca firmă. Nu eu contez aici. Eu astăzi sunt, mâine pot să nu mai fiu. Pentru ei, ca și pacienți, să se găsească o rezolvare, pentru ca ei să poată beneficia de servicii medicale. Pentru funcționarii de la Casa de Sănătate nu au contat însă bolnavii, nici cei care sufereau de boli în stadii terminale, nici cei care nu se puteau deplasa și nici cei cu răni deschise, care aveau nevoie urgentă de îngrijire. Dacă aceste persoane ar fi beneficiat conform legii de îngrijiri la domiciliu și mai mult decât atât, dacă aceste dosare ar fi fost aprobate și ar fi trebuit să fie aprobate având în vedere afecțiunile de care sufereau, înscriindu-se în același timp în criteriile de prioritizare pe care legislația în vigoare le prevede, în mod sigur ar fi murit mult mai decent. Sau poate li s-ar fi prelungit viața pentru că beneficiau de serviciile medicale respective. Sunt convinsă că dosarele astea fictive mergeau mult mai repede și nu se uita nimeni dacă a deferința e dată de specialist, dacă rețele pentru fraudă. În schimb, pentru noi ăștia de rând, nimeni nu se preocupă. Este dreptul fiecărui om la viață, fie el și la un minut. Familiile celor care s-au stins în chinuri groaznice după ce li s-a refuzat îngrijirea prevăzută de lege ar putea acum să-și ceară dreptatea în instanță. Însă, oricâte despăgubiri ar putea primi dacă ar avea câștig de cauză, nimeni nu le va mai putea aduce înapoi părinții, bunicii sau poate chiar copiii care au murit cu zile din pricina unui sistem mafiot ascuns la cel mai înalt nivel.